La orice produs cumpărat de pe PC Garaj folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Ia uite, bă, pompieri, bă, o fi luat ceva foc. Ceva în pantalonii lui Maia. Ești copile. Pompierii! Ia uite pe ăștia, bă! Mamă! Dar unde o fi luat focul, bă, nene? Eu sunt așa ultra mega super nu știu ce, curios. Unde e focul? Pentru că eu nu prea vă foc mai nicăieri așa. Uite câte mașini pe aici, aici o fi fost accident, mă. Nene, pompierul? Bă! Pompierule! Bă, dar ce-i dracu? Domnul ăsta... Bă, ne-a luat la bătaie grav. Mamă, ce-ați făcut, măi? Pus... Domnul ăsta m-a pus... accident. Nu-i adevărat. Bă, dar mai tași, mă, nu vezi că n-ai dreptate? Mai du-te dreptul ăsta, dacă chelios, cu ce mi-e. Păi, te ce-ți dă în gură, să fii în gură. M-a pus o mașină. Ține-mă, ține-mă. Să mergi, dacă vrea să rămân. De-astea de oameni adulți, cu accidente, cu nu știu ce, eu nu vreau. Chiliosule! Ia zi, băiețelu. În ce stagiu de cancer ești, bosule? Aoleu, n-ai un leu de pâine. Ce? N-ai un leu de pâine. Un leu de pâine? Da. Cercetor la cercetor, dă, stai așa că-ți dau acum, de bunul. Mulțumesc mult, copile. Fain scuter. Aolea, cercești la copii, mă? La copii ai auzit să ai cercetor. Adevărat cercetii. Fic la copii. Am mai făcut, mă, și eu un ban cu un alta, o cerceală, da? Știu cum este să n-ai bani și să fii amărât. Amărât așa rău de tot. Păi de ce se conteze asta? Ce face, mă, ăla? Alișina, cred că, deci... Oh, e mort. Epic Shorty! Furi de set ăsta, e un fraier, băga mea ești pulan, mă. Asta este. După ce că vorbea mort? Aoleu, nu mai sta pe mijloc cu străzi. După ce că vorbea mort băiatul meu, a început și să urle Epic Shorty. Comanda a fost livrată vis-a-vis de magazinul de haine. Băiatul cu pizza, bă, mă lași. Magazinul de haine e aici. Aoleu, stai că e manevră, mă. Ce fac copilul? Băiatul cu pizza e! Stai mă, hai niște apă! Păr! Păr! Dacă păr! Apă! Dă mă apă! Deci da mă, cam asta e! Uite-l! Uite-l! Da mă, și când vine ăla micu, am zis vă duce să-l luați. O, noroc mă! Să trăiești nenea cu pizza! Ce zici? Manevră, m-am prins, dar mai greu! Asta zic. Ți-am zis că ăștia... Cine știe ce manevre fac ei cu telefoanele? Ei prins, nene! Ok. Deci știi că am vorbit noi ziua trecută despre... Băiții, te-am supărat pe tine și pe mine. Da. Tot ce trebuie să faci e să stai aici cu mine puțin. Păi ar trebui să mergem undeva în loc super mega retras, nu așa aici. Da, stai liniștit că mă ocup eu. Băieți, aduceți marfă. Să nu dureze mult, da? Da. Să fie cald. Nu merge noi pe plajă mai bine, nene, ca să nu vină lumea mai. Păi da, de ce dracu, nu? Haide. Auziți, băieți, Da. Deci de la secția de poliție o luați pe acolo în jos, da? Ok. Hai, mergeți. Auzi, pot să vin cu tine cu mașina asta și mă? Hai. Mamă! Dar să-mi lasă asta în buscheți aici, că nu vede nimeni. Chiar că nu vede nimeni pe asta, că nu sunt te înțep sau ceva. Nu mă înțep, nene. Și să știi că am făcut duș, nu intram așa murdar la tine mașina. Uite ce agitație e pe stradă. E multă lume, cercetori, mi-a cercit un cercetor mie. Las, pulberat pe ăsta să moară, mama mea. Mergi, fugi, bosule, că ăștia nu mai scap de ei. Ce tot vrei, mă, ce? S-o ceartă ăștia. Da, e balamul la ora asta. Este, da. Te-ai pus centura? Da, am pus-o, da. Așa. Ce zici de mașina asta? E zgomotoasă așa, e
nervoasă e. Mamă, e tot ce ți-ai dorit vreodată. Când o să fiu mare, o să-mi iau și o Lamborghini ăsta. Băi, nene, tu știi în ce mașină te-ai urcat? Păi? Păi ăsta e Porsche, mă, copil. Aulă, vă, că scrie pe volan Porsche. Păi, Porsche. Te duce la școală, le zici la copii că te-ai urcat, nebii, cu Lamborghini. Nu mă duc la școală, nenea, că nu m-am dus la școală. M-am învățat medicii să citesc și să scriu un pic așa. Păi și crezi că te descurci în viața asta doar cu atât? Păi școala vieții e mai importantă, așa m-au zis și eu. Că bine zici. Tu câtă școală ai, bre, câte clase? Dom'le, dacă zic, nu mă crezi. Ai facultate și de-alea sau ce? Nu. No. 4 clase ca... 2 clase ca trenul? E, nici așa, nu-s chiar atât de bătut în cap. Nu. No. Îți dai seama și eu am crescut tot pe stradă. Păi nu da. Nu crescut cu frații mei aici. Strada te învață multe, bosule. Da. Mamă, ia uite ce glumele ți-i aici în stânga. Auzi, frățioare, vorbește cu băiatul ăsta. Păi ea nu sunt chinezii aia doi? Păi nu asta voi. Hai acum, hai să ne dăm jos. Frumoasă mașină, bă, nene, n-am mai văzut. Adică am văzut, dar nu m-am urcat niciodată într-o dată așa. Hai încă. Mecheș. Să trăiți, băieți și fete. Și când zic fete, zic cine ăștia doi că au păr de fete. Ăștia e, da? Uite ăsta roșu, l-am pușcat pe ăla, cred eu, urmați-i, uite care. Și pe ăsta, ăsta e mai bun la suflet un pic așa. Ia scoate alea din ghiozdan. Ca să vedem care-i treaba. Sau ai făcut cum ți-am zis eu și te-ai dus la poliție? Da, le-am dus drogurile, nu mai le-am. Foarte bine, asta zic. De ce m-a spus mă să livrezi droguri, ia zi? Da, păi... Cu ce am greșit, mai copilă? Să faci un ban. Păi cum, cu ce-i greșit? Mai bine cerceți toată copii să facă treaba murdară? Să livrezi pentru voi droguri, ați înțeles? Alții a făcut chestii mai nașpa. Da, dar eu sunt copil. Ne pare rău, cel puțin mie. Ce ziceți, băie, să-i facem ăsta? Să-l batem. Să-l batem? Da. Tu crezi că eu m-am chinuit să-i prind pe ăștia? Bine, vorba bine, m-am chinuit. Sau să-i amenințăm că dacă îi prindem iar, cine știe ce ori păți? Ce să amenințăm? O să mai prindă. Da, așa chiar amenință. Bă, vă ameninț! Amenințare! Bă, fi speriat. Să nu vă mai băgați, să mă livrezi droguri. Niciodată, da. Gata. Auleu. Bă, speriat. Mihăiță. Că dacă nu, mamă, da. Ia vină până la mașină la mine să zic două. I-am amenințat, cred că s-au căcat pe ei. Treaba să fie în felul următor. Am o jucărie așa în probagaj. A, jucărie? Da, e fie. Mamă! Păi nu mi le dai mai bine după, că acum poate le pierd pe aici, până boschiții ăștia. Uite, ia, ține tu ăsta. Ia. Mamă! Bă, da, e greu așa! Păi, ține-l bine cu două mâini. Ușor, Mihăiță, stai așa. Păi mi-așa mi-a zis să țin cu două mâini? Păi nu spre noi. Nu spre noi, că dacă mai ții ăla spre mine, nu o să mai... E bine în jos, e bine? Nu în jos. Dar e adevărat așa de ăsta? Fii atent, ochii ăștia așa spre fruntea lui ăla roșu. Ăla roșu, ăla e mai rău. Scoate-i. Păi nenea, vrei să-l împușc? Păi cum? Crezi că m-am chinuit aici deja? Păi da, dar i-am amenințat deja. Împușcă, l-am zis. Dar mi-e milă de e. Copile. Da. Auleu. Ia uite-mă. Nu trage. Mamă, fii atent aici. Stai, că mi-e... Nu trage. E cam greu să-l țin așa drept.
Promit eu că nu o să se mai întâmple, copile. Trag în el, bre? Dă-i, mă, n-auzi. Trage, am zis. Bă, eu trag, să știi. Nu o trage, mă, copile, nu, nu fac asta. Dar nu vreau, bre, să trag, mi-e cam frică așa, că dacă mă murdăresc după aia. Trage sau trag eu în tine? În mine? Da. Și tocmai s-a donat pentru urmă ăsta frumos? O lecție de școală a vieții. Ori tragi tu în el, ori... Băi, taci! Aoleu! Deci ți-am zis, ori tragi tu în el, ori trag eu în tine. Deci în genunchi să ajung cu pistolul la tine, băi! Aoleu, mamă! Nu-i foarte copile. Nu. Număr până la 5 și trag. Nu, copile. 1. 2. Nu-i foarte, te rog frumos. Nu. 3. Euro. 4. Nu. 5. Trag. Nu. No. N-am putut avea până când e repede. Dă pistolul la încoa repede. Dă pistolul la încoa repede. Dă-l. El. Plăcere? Hai să-mi bag, era ultimul glonț. Dă-i una în gura ăsta repede, hai. Hai, aoleu. Și să plecăm de aici. Eu nu mă uit. Am murit. Bă, și mă lăsați aici singur. Nenea. Să nu o mai cauți. Aoleu, a și plecat. Băi, nene. Și acum eu ce fac? Și pe ăla l-a luat, uite-l pe ăla, e mort acolo. Băi, eu ce fac, mă, acum? M-a pus dracu să-i contactez eu pe ăștia să mă ajute ei pe mine cu chinezii. Mă duc la poliție repede sau ceva, nu știu, că nu dacă... Nu, mamă! Dacă mă duc la poliție, ăștia o să dea șpagă el și mă omoară și-am dat de mai mare belea. Așa că mai bine mă duc dracului și mă prefac că nu s-a întâmplat nimic. Aul ăla e încă acolo. Și chinezul ăla, tu cine știe ce-o fi făcut? L-o fi luat să... Îl duc înapoi în China. Nenea! Nenea! Da? Mă duce și pe mine puțin mai încolo, vă rog eu mult de tot. Da, urcă. Dar ce s-a întâmplat? E noapte, e 3 dimineața. Nu pot să vă unde zic, ai fost? Ce ai... Aolo, ce ai pățit, copile? Zi-mi ce ai pățit. Nu pot să vă zic, că dacă vă zic ce-am pățit, o hai, să fie te... și mai rău. Hai, te rog eu măcar, poate te ajut cumva. Nu prea ai cum să mă ajuți. Ha, e ceva legat de familie, de... Nu, e nu de știu. Familie. Dar ce ai, nu știu, că te văd așa că plângi, îmi pare rău. Erau doi chinezi pe aici, pe-n cartier. Putule, stai așa că m-am enervat. Am mai rămas doar un câinei. Gata, ce ți-au făcut? Ți-au atins iar de tine? Am mai rămas doar un chinez atâta. Păi și de ce plângi, mă, Mihăiță? Nu pot, dacă zic, tu te duci la poliție după aia și... Ei, mă duc la poliție, stai cu minte, că nu mă duc la nicio poliție. Că nici eu nu-i sub... Ce? Bă, dă-te mă jos de pe mașină, mă. Dă-te mă jos, mă, fetarule. E mai bine, Mihăiță, fără chinezi. Da, da. Sunt niște cunoaie de oameni, mă, Mihăiță, mă. L-a omorât cineva în fața mea pe unul dintre ei. Mamă. Mai în față, mai trebuia, în față. Nu trebuia să te uiți, mă, Mihăiță. Păi nu m-am dar uitat, dar l-am văzut după aia mort. Mamă, Mihăiță, ascultă-mă, ar, mamă, nu mai plânge, îți dau. Vezi că ai în bord niște șervețele. Întoarce aici un pic. Aici? Și în dreapta, aici, te rog eu.
Bă, Mihăiță, tu nu știi câți oameni omoră chineze și câți oameni au jefuit și da? Cât rău au făcut? Aici, te rog. Nu mai rău au făcut oamenii. Spate. Alo, în spate un pic, te rog. Oh, scuze. E lângă, unde? Aici, când? Lângă coș. Aici, te rog eu, mă. A, uite-l aici, nu? Să nu zici, bă, unui, că dacă află ăia care l-au murit pe chinezi, că am mai zis, crede-mă că chinezii au murit foarte mulți oameni și au făcut foarte mult rău, mai bine fără ei. Crede-mă pe mine, pe cuvânt. Le știu și eu. Te cred, dar tot așa mi-e milă de ei. Vrei să-ți dau cervețele de acolo din port? Ai cervețel? Am aici, în dreapta, stai așa. Da-mi și mie, două secunde. Uite, ce-am, uite aici niște șervețele. Ia o rolă, că ai nevoie. Mersi, rolă, tot, stai așa să suflu și nasul. N-ai pentru ce. Mamă, nu trebuie să plângi, acum înțeleg că ai văzut chestii de genul și ești și micuț așa, de... mi se pare normal. Dar crede-mă că cât rău n-au făcut oamenii ăia. Au făcut foarte mult rău. Eu știu că am făcut rău, că... și chinezii l-au omorât pe unul acolo la magazinul de haine acum vreo lună. Au încercat să mă omoare și pe mine, dar a trebuit să le dau bani. Să nu zici la nimeni, te rog, eu nu, zic, nu, chinezii. Stai liniștit. Stai liniștit, că nu află nimeni. Că s-a aflat. S-a nu, făcut nu să află nimeni. Și eu după aia că mă omoară. Nu, nu te panica, că nu zic la nimeni, că nu. Nu sunt eu, de ce? Ai grijă să nu devii și tu chinez de ăla. Nu, îi urăsc tot sufletul. Să văd că ai ochii un pic așa, să duce ochii un pic. Nu, am fumat un joint mai devreme. Na. Ce ai fumat? Am fumat o țigară. A, țigări, da. Da. Am tras și o dată, dar m-am înnecat. Nu sunt bune, să nu încerci. Niciodată. În cele mai nasoale chestii. Mergi mult de tot, dă șervețele și că m-ai dus până aici. Nu, ai pentru ce, cu oricum mă plimb așa, n-am ce să fac, mă plictisesc. Păi da. Dacă ți se întâmplă ceva, la mine. Mulțumesc mult de tot. Nu ai pentru ce. Ia-o ușor, du-te acasă, că e târziu. Păi mă duc, nu mai stau. Și ți-am zis, nu are rost să plângi, că au făcut foarte mult rău la viața lor. Mai bine că s-a întâmplat așa. Okay. Hai, te-am pupat, Mihăiță. Te pup, papa. Doamne. Uite, poliția, nici nu pot să le zic. Că dacă le zic polițiștilor ce s-a întâmplat, dau numele așa și mai moră direct, că ăstea se bag în toate când află ei. Dacă te iau, te întrec. Nu te întrec cu mână, canceros. Trec pe roșu, nu mai stau de loc, că nu mai am răbdare. Mă duc să dorm. Sper să nu-l visez pe chinez. O fi și neafloroa pe aici. Că nu neafloroa, ea-i spune. Că ne l-am încredere, că eu cu el vorbesc cu orice. Neafloroa! Am urât pe chinez. Te-a floră. Nu e pe aici. Mă bag la somn, gata, nu mai stau. Asta este.